Prețul țițeiului este în cădere liberă. Barilul de petrol Brent s-a ieftinit cu aproape 50 de cenți și a ajuns la puțin peste 54 de dolari. Iar petrolul de tip WTI a ajuns minimul din ultimii 6 ani, de 44,21 de dolari pentru un baril. Potrivit specialiștilor, ieftinirea țițeiului are loc pe fondul întăririi dolarului la bursele internaționale. Un alt motiv îl reprezintă supraproducția de petrol pe piața internațională.